Piloții și medicii au o misiune extrem de grea în regiune, mai ales după înrăutățirea condițiilor meteo. Un elicopter smurd a intervenit în localitatea Racoviță pentru transportul unei gravide, pe care a dus-o în Brăila, de unde a fost preluată de o ambulanță și dusă la spital. Un elicopter de capacitate mare de tip Mi-17 a executat misiuni de salvare în localitatea Bordei Verde, de unde a preluat două cazuri medicale, un bărbat cu hemoragie digestivă și unul cu varice esofagiană. Aceeași aeronavă s-a deplasat ulterior în localitatea Vișani pentru preluarea și transportul unei gravide de 17 ani, a unui bărbat cu afecțiuni cardiace și a unuia cu enterocolită. Elicopterul a transportat bolnavii în portul militar Brăila, de unde aceștia au fost preluați de către două ambulanțe, fiind apoi transportați către unități medicale de specialitate. În cursul zilei de marți, elicopterul smurd a mai efectuat un zbor către localitatea Racoviță, de unde a preluat și transportat două persoane de 80 și respectiv 87 de ani, ambele cu afecțiuni grave ce necesitau de urgență intervenții medicale de specialitate. Pacienții au fost transportați către Spitalul Județean Buzău.